Mamă eroină încercată de greutățile vieții a reușit să se mențină pe linia de plutire și să își crească singură cele două fetițe campioane care au dus dragostea și pasiunea pentru tenisul de masă la nivel de performanță. TSD Mehedinți susține tinerii talentați ai județului nostru, astfel încât Alexandru Cojocaru, secretarul executiv al organizației, le-a făcut o vizită micuțelor campioane chiar în sala de sport. Povestea micuțelor campioane începe de la persoana care le-a dat viață. Raluca Traistaru este mama eroină care, în ciuda greutăților la care viața a supus-o, a avut tăria de a continua și de a da la rândul ei viață la două fetițe, care iată că au adus pasiunea pentru tenisul de masă la nivel de performanță. Povestea a început mai exact atunci când aceasta a fost victima unui accident care a imobilizat-o pentru totdeauna în scaun cu rotile și a fost nevoită să-și crească singură cele două fetițe. Nu a fost un eveniment neplăcut. Din păcate, multora li s-a întâmplat și din nefericire o să li se mai întâmple și altora. Aș vrea să nu. Dar asta e viața. În urma evenimentului respectiv s-a instalat starea definitivă cu care m-am obișnuit pe parcurs. În ciuda tuturor greutăților, doamna Raluca a știut să-și îndrume cele două fete pe drumul sportului și spre un stil de viață în care mișcarea să fie pe primul loc. Fetele, ușor, ușor, au început să se mărească, să pornească pe drumul vieții alături de mine, îndrumate de către mine. Ne-am descurcat... Eu zic că bine, foarte bine chiar. Ulterior, odată ce vârsta a permis, am hotărât să încerce să vadă cum ar fi un sport. Inițial au venit la sugestia unor cunoștințe să vadă atmosfera de la sală și ulterior au ajuns să practice sport. Tenisul de masă românesc a produs o nouă performanță și aici vorbim despre concursul Paleta de Argint, la care Iarina Trușculescu, tânăra mehedințeancă, în vârstă de 10 ani, a reușit să obțină adevărate performanțe, câștigând 8 din 8 meciuri fără nicio înfrângere și astfel aducând acasă primul loc în cadrul concursului ce a avut loc în Odorheiul Secuiesc. Eu practic acest sport de 7 ani, am câștigat acest concurs acum o săptămână. Acest concurs a ținut la într-un oraș numit Odorheiul Secuiesc. Am luat locul întâi și sunt fericită că l-am obținut. Și pe viitor ce te gândești să faci? Vrei să-ți menții această pasiune pentru acest sport? Când o să fiu mai mare, mi-am propus să fiu campioană olimpică și, dacă se poate, chiar mondială. Iarina nu este singura talentată din familie. Sora ei, Trușculescu Anastasia, îi calcă pe urme și spune că își dorește să ajungă cât mai departe și astfel România să se poată mândri cu aceste tinere talente. 6 ani am început să jucăm și pasiunea pentru tenis a fost pentru simplu fapt că voiam să facem un sport. Ne plictiseam acasă și am început să practicăm acest sport. Dacă poți să-mi spui la ce concursuri ai mai mers sau vei merge pe viitor? Am intrat în divizia B, plănuim să mergem să jucăm acolo. În trecut am mai fost la concursuri în alte orașe. Cu o carieră strălucitoare în spate, atât ca antrenor cât și ca jucător, Sandu Nef reușește să crească generații de copii talentați, pentru care tenisul de masă reprezintă o pasiune imensă, dar și o sursă de medalii. Dacă vreți să ne spuneți mai multe detalii despre concursul ce au fost zilele trecute și la care fetele noastre de aici din Mehedinți au obținut locuri fruntașe. Weekendul trecut la Odorheiul Secuiesc s-a desfășurat campionatul național de tenis de masă la Junior 3 pe Paleta de Argint, unde reprezentanta noastră mi-a făcut cea mai mare surpriză de când a antrenat fete, primul titlu de campion național feminin pentru Mehedințul nostru. Un concurs dificil, ne luptăm cu marile cluburi din țară, cu centrele olimpice care în tenisul de masă
european și mondial, România stă foarte, foarte bine. Pe viitor ce alte planuri mai aveți sau ce concursuri? Pe viitor să sperăm cu micuțele noastre sportive să intrăm în divizia B la seniori, care ar fi iarăși o surpriză mare pentru cei din țară, dar au o valoare și mă bazez pe ele. Și vor urma anul viitor campionatele naționale pe fiecare categorie de vârstă. De vreo 8 ani, cam de când am început școala, am început să vin și la antrenamentele de tenis de masă. Ce concursuri ai mai participat până acum? Tot la campionatele naționale, când eram și eu mică la cupă, la paleta de argint și la acestea sunt. Să zic așa, ai un model? Ai vrea să ajungi ca cineva anume? Da, ca o jucătoare din China, Ding Ning. O surpriză plăcută a venit din partea secretarului executiv al TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, cel care a rămas impresionat de povestea deloc ușoară a mamei eroine, care a rămas prizonieră într-un scaun cu rotile, dar care totuși, pe propriile forțe, a reușit să crească două campioane. Ceea ce s-a întâmplat astăzi pentru mine a fost o lecție de viață. De o parte, povestea acestei mame minunate, care a reușit cu un handicap în scaun de rotile, doar din indemnizația de handicap, să crească două campioane, iar pe de altă parte este povestea acestor trei fete minunate, care sunt un model de implicare și dăruință, care au ajuns să aibă rezultate excepționale prin multă muncă și perseverență, indiferent de greutățile financiare pe care le-au întâmpinat. Este foarte frumos, îmi place mult și fustița și tricou, îmi place mult cum arată și paleta la fel. Se vede că ești foarte entuziasmată, deja l-ai îmbrăcat. Da, l-am îmbrăcat, mi s-a părut frumos, e alb, îmi place albul și îmi vine bine. Noul PSD prin TSD susține performanța tinerilor din județul nostru, sprijinind micile talente în drumul lor către succes și, de ce nu, o carieră internațională, care să ducă atât județul Mehedinți, cât și România la nivel internațional la tenisul de masă. Direcția noului PSD susținută la nivel național de președintele PSD, domnul Marcel Ciolacu, și la nivel local de președintele PSD Mehedinți, domnul Aladin Georgescu, este aceea de a susține performanța și profesionalismul. Tocmai de aceea cred că datoria noastră a tinerilor socialdemocrați și nu numai a întregului partid este să aducem și să susținem aceste modele, aceste tinere și acești oameni minunați care, prin multă muncă și dăruire, au reușit să facă performanțe care toți mehedințenii ar trebui să ne mândrim. Este foarte important să încercăm să promovăm acest tip de modele în rândul generației noastre. Pe această cale vreau să vă mulțumesc, pentru că doar cu ajutorul dumneavoastră și al televiziunilor și a rețelelor de socializare putem să facem cunoscute și să scoatem în lumină aceste părți frumoase ale tinerilor din județul Mehedinți, din România. Sportivele antrenate de Sandu Nef au avut un parcurs senzațional atât la concursul Paleta de Argint, cât și la alte 10 de concursuri la care au participat și la care vor participa pe viitor, făcându-ne mândri că avem asemenea valori în județul nostru.